Bună, fetelor! În video de azi am ales să vă arăt ce produse am mai consumat eu în ultima perioadă de la ultimul meu EMTIS, pe care nu mai știu, cred că l-am făcut în luna, ori a sfârșitul februarie, ori începutul martie. Așa că zic să începem, că sunt câteva aici în brațe la mine într-o sacoșă. O să încerc să nu fac mult zgomot, așa că zic să începem. Am mai ternat un gel de duș de la Imperial Leather, acesta cu peppermint și eucalipt. Îmi place foarte mult, curăță, are un miros puternic de, nici nu se mai închide, de mentă. Mie îmi place foarte mult, îl cumpăr de fiecare dată cât îl găsesc la ofertă, ban Morrison, ban Asda, sau dacă nu, mă duc la un Poundland și îl iau cu o liră. Un alt produs pe care l-am terminat și vreau să-l recumpăr, încă nu am făcut acest lucru, este o apă micelară de la L'Oreal. Aceasta pentru normal to dry and sensitive skin. Îmi place foarte mult, curăță foarte bine. Nu prea curăță machiajul ochilor, acel waterproof, dar în rest curăță în profunzime, nu îmi usucă tenul, cum am mai pățit-o cu al demachiant. Mie îmi place foarte mult acest demachiant și o să mă duc să mi-l cumpăr și este și de 400 de ml. Următorul produs este un deodorant de la Nivea, Invisible for Black and White, și acesta este varianta Fresh. Îmi place foarte mult mirosul și acesta Fresh mai e aceea pe roz, clasic, cred, nu mai țin minte, dar ține transpirația în frâu, miroase foarte bine și nu pătează hainele, deci aceea fug. Următoarele produse care le-am terminat de ceva vreme sunt acestea de la John Frieda, șamponul și balsamul. Freezer pentru părul uscat și degradat. Nu. Nu-mi place nici acesta, nici balsamul. Îmi usucă părul foarte tare și nu înțeleg de ce. Și nu mi-l curăța așa cum mă așteptam. Cred că mai am un pic de balsam, dar nu mai, nu vreau să mai aud. Am mai încercat o variantă, dar aceasta am încercat-o travel size. Este aceasta Smooth Start pentru păr foarte uscat. Și sunt acestea. Aș zice și da și nu pentru asta. Îmi curăța părul, dar mi-l usca. Asta e a doua gamă, cred, nu știu dacă mai am vreo gamă de la ei, care mi usucă părul și nu îmi place deloc acest lucru. Așa că John Frieda nu mai cumpăr. Mai am un gel de duș, acesta de la Adidas, Ice Dive. Are un miros foarte puternic, foarte mentolat și curăța, nu pot să zic că nu, dar sub duș, într-o cabină închisă, greu. Îl suportam greu tare pentru că era foarte puternic mirosul și nu mi-a plăcut lucrul ăsta. Am mai ternat un săpun lichid Dove. Faimosul, clasicul săpun lichid de la Dove. Mă spăl pe mâini, pe ochi, curăț pensulile, burețelul. Acum folosesc unul de la Imperial Leather. Am încercat. L-am terminat și pe asta. Acesta este protectiv cu eucalipt. Era un pic verzui spre albastru. Acum am un alb care nu-mi place deloc mirosul. Am mai încercat încă un șampon travel size până să găsesc gama de la L'Oreal Elsev, acel Extraordinary Oil, care îmi place foarte mult, de la OC. Și este acesta, Miracle Moisturize Shampoo. Usucă părul. Atât pot să zic, usucă părul. În rest, nu am nimic ce să zic despre el.
Am mai terminat două din acestea de dischete de machiante. Acesta de la Primark, 90 de pi. Și încă unul mare de la Morrison, cred că am dat o liră pe el. Un pachet de șervețele umede de la Pure, astăzi cu apă micelară. Nu mi-a plăcut pe față, le foloseam pe mâini și atât. Pe față nu mi-a plăcut. Am terminat și două măști din acestea. Am terminat mai multe, dar cred că pe ultimele le-am aruncat direct, am zis să nu mai păstrez. De la Garnier, acesta tip șervețel, hidratantă, îmi place foarte mult, folosesc o dată pe săptămână. Pentru o liră se merită această mască. Am mai terminat o mască de la Seven Heaven, aceasta, peel-off cu castravete, citrice și așa. Bună masca, curăța într-adevăr, aceasta este mai mult pentru pentru a scoate punctele negre, nu prea, pentru scoaterea punctelor negre, nu prea așa, dar m-a usturat foarte mult ochii din cauza la miros și la cât de puternic era acest ingredient, juice lime, sucul de lămâie care l-avea în interior, m-a usturat foarte mult ochii până se usca, dura foarte mult. Am terminat și acetona de la Collection, Nail Polish Remover 3-in-1, o simplă acetonă. Am terminat și o pastă de dinți de la Oral-B, complet. Aceasta. O pastă normală, nu face cine știe ce. Știu că mai am una încă un Oral-B pe terminate. Nu-mi place, Oral-B-ul nu-mi place. Înainte să plec în țară m-am vopsit Bel Color 7.1 Natural Dark Ash Blonde. Așa, mi-am păstrat doar ambalajul ăsta să vă arăt ce culoare. S-a prins și sincer să vă zic, culoarea asta s-a prins peste mauve-ul care l-am avut în luna ianuarie, cred. Sau este a doua oară, am vopsit a doua oară, nu mai țin minte, oricum foarte bună culoarea. Ultimele produse sunt de make-up. Am așa două creioane de la Poundland, de la Makeup Academy, pe care nu pot să le folosesc pentru că sunt două creioane dacă le vedeți. Sunt foarte aspre, foarte tari pentru folosit în zona ochilor. Și nu pot să le folosesc. N-aș vrea să-mi scot ochii cu ele sau să fac vreo prostie ceva și nu vreau. Un lip velvet de la Rimmel, Apocalypse, în nuanța 206 Atomic Rose, este mat. Nu vă mai fac swatch pentru că, sau de fapt, hai să deschid. Miroase a produs expirat de 5 ani, cred. Frumoasă culoarea, mi-ar fi plăcut foarte mult, dar miroase a produs expirat și eu așa ceva nu pun pe buze. Un creion de la Ada care este tot la fel expirat și el. Un alt produs de la Makeup Gallery este un eyeshadow stick. El arată cam așa. Este un nude spre roz foarte frumos. Culoarea este foarte frumoasă, dar machiajul nu-mi rezistă, se strânge exact în pliu și nu-mi place deloc.
cum se manifestă pe ochii mei. Și ultimul produs este un mascara de la Primark. Primul meu mascara de la Primark, de când am venit aici, deja am mai bine de jumătate de an. Și am zis să-l arunc pentru că nu-l mai folosesc. Este deschis de jumate de an. Nu și-a schimbat nici mirosul, nici consistența, dar nu pot să-l mai folosesc. Nu aș vrea să-l mai folosesc, așa că nu o să-l mai folosesc. Și am terminat și sacoșica cu Emptys. Acesta a fost video pentru azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați de thumbs up, subscribe dacă nu sunteți abonat la canalul meu. Și ne vedem data viitoare cu un alt video. V-am pupat! Pa!